Sintem obisnuici saprivim timpul in dimensiuna lui lineara, quantitativa, o dimensiuna in care timpul se pare che non ne aggiunge nicio data, si avem impresa che ne luptam in permanenza cui el. Dar exista si o altra dimensiuna timpului, o dimensiuna non lineara, o dimensiuna qualitativa, care non se masura in ore sa o minute, ci in termine de profunzime, creativitate, realizzare. O dimensione in care potenzialitate a momento lui presente se poate desvolta in tuatea putere a lui. Salut și bine t-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că timpul este evident componenta esențială de orice fel de performanță, de asta vorbim astăzi. Timpul linear, ziceam, cel cu care avem impresia că ne luptam zilnic, cel pe care ni se pare că nu ne ajunge niciodată. Timpul în concepția normală și din antichitate. Grecii din antichitate aveau un cuvânt pentru asta, pentru timpul linear, care era Cronos, în dublul lui sens, fie de personificarea timpului, fie de o zeitate care era tocmai fiul lui Uranus, tata lui Zeus, și Cronos avea proasta obișnuință de a devora copiii lui din gelozie. Imaginea asta de timpul care mănâncă pe copiii lui este destul de reprezentativă de relația noastră cu timpul, adică ceva care ne mănâncă pe noi. Pe tema asta se fac evidente toate cursurile de time management, încercăm tot timpul să-l controlăm, avem agende, avem aparate electronice, tot timpul avem senzația, tot cum de acest timp cantitativ, unde timpul devine o commodity, o marfă, un ceva care se poate schimba, în care avem toată expresia că time is money, nu pierde timp, timp a mirosit timp, adică ceva linear, cantitativ, care se măsură, evident, de un punct de vedere, secunde, ore și zile. Dar, tocmai, Grecia din antichitate aveau și un alt cuvânt pentru timp, care era kairos, care era timpul calitativ, timpul non-linear, timpul care nu se duce de la A la B într-un termen, deci care tocmai se măsura în eficacitate. Se potrivea, s-a născut termenul ăsta în școlile de tragere cu arc. Toată lumea crede că tragerea cu arc este tipic din Orient, din calugarii zen, dar de fapt, evident, și grecii antici aveau aceeași obișnuință. Și în școală, kairos este momentul perfect în care poți să arunci o sagetă, adică nu o clipă înainte, nu o clipă după, clipa perfectă pentru a prinde obiectivul. Evident că acest concept de momentul perfect pentru o anumită acțiune e mult mai complex, apoi s-a folosit în retorica, în vinzare, în seducție, adică toți știm că într-un șir de situații avem un momentul perfect pentru a face o anumită acțiune. De un punct de vedere mai mistic, timpul kairos e cel în care noi avem realizarile mai mari, în care intrăm în meditație, în care intrăm în prezent, în care pierdem conceptul de timpul linear, dar în care ajungem în profunzime. E conceptul, e momentul în care avem ideile, în care ne dezvoltăm într-adevăr, în care punem în mișcare legea atracției, în care intrăm într-o altă dimensiune, care poate să dureze o secundă sau o oră, nu contează, dar depinde de calitatea momentului, cel în care avem
creativitate, în care ne vin ideile și în care uneori aparent nu facem nimic. Mi vine în minte Conrad, celebru scriitor, care spunea: cum pot să explic soției mele că atunci când eu privesc afară din fereastră, de fapt muncesc? El avea înțeles perfect conceptul de timp kairos. Deci, nu ceva în care de la ora D la ora D se întâmplă, ci ceva care în un moment intrăm într-o altă dimensiune și atingem un anumit nivel de profunzime. Are legătura cu cea stare de flow de care eu vorbesc tot timpul. Deci, în momentul în care noi reușim să accesăm, să scăpăm de timpul linear, momentan, evident că trăim într-o societate unde timpul linear este indispensabil de folosit, dar dacă găsim un spațiu de meditație, de reflexie, de relaxare, în care mintea poate zboara, dar avem acces la o altă dimensiune e avem acces la ceva în care într-adevăr ne dezvoltăm, în care avem idei, în care avem soluții. Dar și asta e o faptă mai puțin cunoscută. Kairos este și o zeitate. Și este zeitate a oportunității. Grecii antici aveau o zeitate pentru orice și pentru oportunitate aveau acest tiner frumos care nu îmbătrânește niciodată, care avea aripi la picioare, ca Mercur, de fapt. Hermes, de fapt, în greci, Mercur este în latină. Care este tot timpul în mișcare, se mișcă foarte repede. Și, atenție, are părul lung care acoperă fața și îl face foarte greu de recunoscut. Dar, în spate, este Kel. Deci, dacă vrei să prinzi pe zeitatea oportunității, trebuie să-l prinzi când vine spre tine, chiar dacă este greu de recunoscut. Pentru că odată ce a trecut, nu mai ai unde să te agați. Pe mine imaginea asta mi se pare într-adevăr stupefiantă și incredibil de expresivă. Adică avem oportunitate care nu îmbătrânește niciodată, este permanent în mișcare și este greu de recunoscut pentru că are fața acoperită. Și dacă doar dacă știi să o recunoști și dacă știi să o prindi pe momentul, este în timpul care. Dacă nu, odată ce a trecut, nu mai îl prinzi. Să nu uităm că, dacă tot trebuie să arat în latină, acea zeitate se numea ocazio. E, tot mai să facem un pic de lecții de etimologie, să știm că oportunitate este opportum, că ceva care traduce la port, adică un'opportunitate, este ceva care traduce la destinația pe care vrei. Și ocazie este ceva, ocazie, ceva care cade în momentul potrivit. Deci să prinzi ocazie, să prinzi oportunitate, înseamnă să folosești momentul prezent pentru a atinge obiectivul pe care ți dorești. Asta este exact momentul kairos. Și în momentul în care intrăm în această dimensiune, toate teoriile de time management, de programare, de proiecte, pierd sensul, pentru că tocmai intrăm într-o altă dimensiune, în lucruri în care, dacă prinzi momentul potrivit, lucrurile se întâmplă aproape de la sine. E ajungem la punctul de care deja am vorbit. Fiecare moment prezent conține, prin definiție, un număr infinit de posibilități. Asta nu înseamnă că tot este posibil, asta e o prostie New Age. Dar aici și acum, tot latinii hic et nunc, poți să ai un număr nelimitat de alegeri. Dacă nu le vezi, e altă problemă. Apropo, la asta servește coachingul, să te arate alegeri pe care nu le vezi. Dar adevărul este că aici și acum ai un număr infinit de alegeri la
dispoziție. Și printre aceste opțiuni, printre aceste posibilități, este desigur una care este cea perfectă, cea potrivită, cel care face momentul kairos, cel care trage sageta spre ținta. Atunci, imaginea asta mi se pare incredibil de espresivă, cum am spus. Încercam deci să petrecem zilnic un pic de timp în zona astră de kairos, chiar dacă nu știu cât de mult se poate controla din punct de vedere a realizării personale. Oricine a făcut ședințe de brainstorming știe că au rezultate, dar apoi ideea cea genială, cea care într-adevăr te schimba viața, te vine sub dușul, te vine în timp ce te plimbi, te vine în timp ce faci cu tot altceva. Totuși, să încercăm să petrecem câteva momente în cursul zilei în zona asta, în timpul kairos. Și nu uitam de zeitatea respectivă. Ocazia este ceva care se mișcă repede, nu îmbătrânește niciodată, dar e greu de recunoscut pentru că are fața acoperită. Și dacă nu o prinzi când vine spre tine, odată ce a trecut, nu mai o prinzi. Să trăiești cât mai multe momente kairos. O zi bună! In continuare.